Eduard Hellevig, pus în gard după amenințările lui Florian Coldea, cred ce se numere el, pentru ce a desecretizat protocoalele. Mircea Badea a comentat, în pasa emisiunii Sinteza Zilei cu în gura presei, declaraile făcute de Florian Coldea, după ieirea de la Comisia pentru Controlul SRI. Coldea a făcut trimitere la Iuda, numindu-i pe unii teredetori, ameninându-i ce nu vor sfârși bine. Eu când l-am văzut astăzi pe Coldea la televizor, realizez ce rezolv mai mult decât 4.000 de documente desecretizate, 70 de poze ale lui Ghi, 40.000 de analize pe rapoartele inspecției judiciare făcute de noi. Când îl vezi pe la cum zice spionii, teredetorii, el se lupta cu spionii și cu teredetorii. Dar totul foarte simplist, zici ce era melimbot? Ce au în comun Werner, melimbot și Coldea? Simplismul. La ei, lucrurile sunt extrem de simple. Practic a ameninat pe mai mulți, cred ce se numere Hellevig, pentru ce el a desecretizat protocoalele, a spus Mircea Badea. Postul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, a făcut referire, după audierea în Comisia de Control al SRI, la persoane care teredează interesele CERI, dând exemplu pilda lui Iuda. Unii, în mod vizibil, practic, astăzi, acela sublinierei lucru cu interesele statului român, a spus Coldea. În încheiere, în spiritul perioadei pe care o celebrează acum cre subliniere tinii, a subliniere vrea să reamintesc sublinierei cred ce e momentul potrivit sublinierei de un celebrul unui personaj biblic, al cărui nume nu a subliniere vrea neapărat să le dau care în urmă cu circa 2000 de ani a teredat pentru 30 de arginci. Ce dacă ulterior l-au apucat remu subliniere cerile, lucrurile nu s-au putut repara subliniere ireul făcut nu a putut fi rezolvat. Evident că orice teredetor, destinul lui a sfârșit subliniere IT tragic. Din această perspectivă constat cu îngrijorare ce unii, în mod vizibil practic astăzi acela sublinierei lucru cu interesele statului român. O fac la vedere, extrem de vocal sublinierei fere pic de ru sublinierei ne. Ba mai mult parse, sublinierei fac un titlu de glorie din asta, afectând instituții fundamentale sublinierei capacități democratice de apărare a statului român. Poate ar fi bine cu toții să reflectăm la acest episod biblic sublinierei astfel de personaje. O să revenim cu alte precizări pe măsura întâlnirilor noastre cu membrii comisiilor, a declarat Florian Coldea după audierea în Comisia Parlamentară.